Doamnelor și domnilor, bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Iașul TV. De în această după-amiază vorbim despre o artă minunată care trebuie să recunosc că pe mine mă fascinează pentru că niciodată n-am timp să mă duc la vreme să-mi fac sprâncenele. Ei bine, există o tehnică ce ne va ține o bună perioadă de timp departe de saloane, departe de henna, departe de acea vopsirea sprâncenelor din săptămână în săptămână, care poate la un moment dat să devină chiar și nocivă. Vorbim cu un expert în ceea ce privește arta creionării sprâncenelor. Este vorba despre Ana Oprea. Îi mulțumim că a acceptat invitația noastră. Îi urăm bun revenit în Iași. Mulțumesc din suflet. Sunt încântată să fiu alături de voi. Ana, trebuie să spunem celor care ne urmăresc că nu ești pentru prima oară în Iași, dar ești pentru prima oară sau greșesc cu acest job al tău, această profesie de creator de frumusețe. Este adevărat, în urmă cu câțiva ani l-am însoțit pe fostul meu soț, a avut contract cu Poli Iași pentru un an de zile și am fost încântată să trăiesc aici. Mă bucur să revin, mă bucur să de această dată să pot să creez eu ceva, să nu neapărat să demonstrez cât să formez artiste pregătite să ofere cele mai bune servicii în micropigmentare de sprâncene. Și vorbind despre micropigmentare de sprâncene, vreau să explic un pic despre ce este vorba, pentru că se fac multe confuzii în domeniul ăsta, în sensul în care micropigmentarea, în cadrul micropigmentării există mai multe ramuri. Există microblading-ul, există shading-ul și există tehnică mixtă. Microblading-ul este tehnica care se realizează manual cu un tip de creion de unică folosință, desigur, care are o lamă cu ajutorul căreia facem microcanale, facem leziuni foarte superficiale în piele care se adaptează perfect creșterii de păr a clientei, introducem pigment în piele și efectiv creăm niște liniuțe care vizual dau senzația că sunt fire de păr, dar de fapt este un tatuaj semi-permanent. După aceea avem tehnica de shading, care la ora actuală este mai cunoscută în România, este mai cunoscut shading-ul tip pudrare decât microblading-ul și ar mai fi o tehnică combinată între cele două opțiuni de care am vorbit înainte. Toate acestea vor fi dezvăluite la Iași în următoarele zile sau doar o parte din ele? Eu sunt expertă în microblading. Cunosc și predau și celelalte tehnici, dar de consacrat m-am consacrat cu microblading-ul. Evenimentul care va avea loc zilele acestea la Iași, vreau să vorbim puțin despre el și cine poate avea acces la el și ce se va întâmpla. Poate avea acces la el oricine, nu trebuie să ai experiență de dinainte în acest domeniu, nu trebuie să ai nici măcar talent artistic. Eu de ce mă numesc expertă în sprâncene și nu artistă în sprâncene? Pentru că eu n-am talent artistic. Nu pot să desenez nimic, nu pot să pictez nimic, dar atât de mult m-am forțat și atât de mult am muncit în domeniul ăsta și atât m-am informat și m-am format prin multe cursuri încât am devenit o expertă. Expertă prin repetiție. Poate veni oricine. Pot să zic că mie domeniul ăsta mi-a schimbat viața. Până la 35 de ani am lucrat în contabilitate, care era un domeniu care nu îmi spunea nimic, îl făceam chiar numai să fac ceva. Robotizat așa. Robotizat de? Și nu mă mulțumea, nu mi-aducea niciun fel de de bucurie, de satisfacție. Da, da. Nici material, nici de altfel. Așa că am schimbat, m-am informat, mereu mi-au plăcut sprâncenele, dar am vrut să fiu bună. Sunt foarte perfecționistă și exigentă cu mine și m-am format mult. Așa că poate să vină oricine. Stilul meu de predare este unul foarte simplist.
dar cuprinde, este complet, dar îl dau de o manieră în care să pot să transmit informația de o manieră ușoară elevelor mele. Mă adaptez foarte bine la ele, înțeleg ce necesități au și oricine care este muncitor poate să învețe, chiar oricine. Unde se va desfășura și cum se fac înscrierile? Că mă gândesc că trebuie să se facă niște înscrieri. Pentru cursul acesta, care o să înceapă mâine, o să fie mâine și poi mâine, deja nu mai putem să mai facem înscrieri, dar pot să dau contactul organizatoarei mele, Loredana, care poate veni cu detalii și pe viitor pot să revin pentru alte cursuri. Bun, cum ai pornit în acest drum? Adică, de ce sprâncene și nu altceva? Nu știu. Păi sprâncene pentru că întotdeauna mi-au plăcut sprâncenele. În momentul în care vorbeam cu cineva, vedeam o față, o femeie, primul lucru care mi-a atrăgea atenția erau sprâncenele. Și foarte interesant, fiul meu, Alex, are 20 de ani, el s-a specializat în tatuaj de buze. Deci are pe mine la dispoziție ca să învețe sprâncene și el nu vrea sprâncene, el vrea buze. Și l-am întrebat de ce. Zice, când privesc pe cineva, ceea ce mă fascinează este gura, este partea de buză. La fel eram eu cu sprâncenele. Mereu vedeam diferențe între ele, sprâncene prost desenate, sprâncene prost pensate și felul în care sprânceana schimbă fizionomia. Este mai important decât credem. Sprânceana pe o față poate să schimbe expresia în tristă, mirată, mai îmbătrânită sau invers. Sau vești efect, nervoasă. Sau vești nervoasă. Poate să ia ani, poate să dea efect lifting. Deci, important. Important. Și desenul este important, forma sprâncenei este importantă, nu atât de mult tehnica de pigmentare. Clienta nu înțelege tehnica de pigmentare, înțelege forma, felul în care este schimbată fizionomia cu o nouă formă. Dar vin multe cliente să-ți dea indicații precise, vreau așa, sau majoritatea se lasă pe mâna expertului? Depinde foarte mult de atitudinea artistului, în sensul în care întotdeauna îmi iau 10-15 minute înainte de procedură să le informez. Deși ele vin cu încredere în mine, au frică. Și atunci eu vreau să încunosc clienta și vreau să transmit profesionalism și încredere. Deci stau de vorbă cu ea și o întreb ce-ți place sau și mai bine o rog, hai te rog, machiat, aranjat, așa cum o faci normal. Și atunci, văzând felul ei de a fi, că vine nepensată, vine nemachiată pe față pe sprâncene sau vine foarte machiată, aleg una dintre cele trei tehnici. Pentru că vreau să-i ofer un rezultat adaptat personalității ei. Nu fac doar că îmi place mie microblading-ul și nu shading-ul, nu. Observ personalitatea ei și mă adaptez eu ca profesional la ea. Pentru mine e foarte important și este un aspect pe care îl transmit elevelor mele. Nu suntem mașini de tatuat noi. Noi suntem artiști care trebuie să înfrumusețăm fiecare femeie. Ca să o înfrumusețăm, trebuie să o înțelegem. Și atunci vin la mine, în timp ce le informez, le arăt, am un compas, am un instrument de măsurat fizionomia care îmi dă proporții ideale pe față. Îmi dă distanță ideală între sprâncene, zona unde trebuie să se termine, zona unde trebuie să am punctul de maximă înălțime. Eu doar trebuie să decid grosimea și înălțimea sprâncenei, mai sus, mai jos, nimic mai mult. Referințele celelalte le obțin prin măsurarea fizionomiei, structurii osoase. Deci tot undeva la o știință exactă ai rămas pe deoparte. Tot. Deci trebuie să existe explicație și trebuie să, când dau cursul, explic pentru ce orice afirmație pe care o fac vine cu justificare.
Pentru că odată ce înțelegem tehnica, este foarte ușor să ne adaptăm pe fiecare fizionomie, pentru că suntem deosebit de diferiți ca fizionomie. Și atunci sprânceana care îmi stă mie bine, nu o să stea ție bine. De aceea trebuie să ne adaptăm, ca artiști trebuie să ne adaptăm. Odată ce le explic lucrurile astea și odată ce le spun, prima dată îți desenez o schemă a sprâncenei, o formă cu un creion care se poate șterge. După care te uiți în oglindă și o să îmi spui cum ți se pare. Dacă o să vrei să schimbi un pic mai lungă, un pic mai scurtă sprânceană, un pic mai groasă, o să am posibilitatea asta, pentru că doresc să te vezi bine cu sprâncenele astea, nu fac numai ce îmi place mie. Știu exact ce are nevoie și îi propun. Ca un truc de lucru și de convingere a clientelor, le desenez ușor diferite una față de cealaltă, o pun în oglindă și zic care îți place mai mult. Și întotdeauna ajung cu ele, nu să negociez, că nu e o negociere. Este un lucru de echipă din care clienta trebuie să fie cea care iasă cel mai bine din trebuie să iasă mulțumită. Dar în schimb am situații în care eu le spun vampiri energetici, cliente care nu înțeleg procedura. Vin și nu-mi răspund cu respect, pentru că eu vorbesc foarte respectuos cu ele, profesional, foarte respectuos, și vin, îmi arată ceasul, hai că n-am timp. Îmi face asta așa, îmi face aia altă așa, nici măcar nu intru în cabina de tatuaj cu ele, deci le îmi cer scuze, dar refuză procedura. Un compromis pentru bani nu fac. Deci fac numai ceea ce cred eu că este în avantajul ei. E, cred că, foarte important să ajungi în acest punct în care să-ți permiți să nu faci niciun fel de compromis Nu fac. Le spun, simt că nu ești pregătită pentru procedura asta, prefer să nu lucrez decât să fac ceva ce risc să nu-ți placă. Și atunci prefer să pierd timpul, banii, prefer să pierd. Da, e foarte important să ajungi în acest punct. Mai ales că, urmărindu-ți Facebook-ul și Instagram-ul, am văzut că toată viața e o călătorie, practic, la tine. Sau majoritatea, să spunem, timpului. Este o călătorie. În perioada COVID-ului am rămas acasă, dar am muncit și de acasă. Deci cred că am fost printre puținii care au putut să nu se blocheze, să nu se oprească din muncă, am dat cursuri online. Pentru că avem o aplicație online care vine cu parte teoretică și cu contactul meu cu ele este ca un chat pe care îl am cu fiecare elevă. Deci nu se oprește cursul la două zile în care eu le explic tehnica. Ele trebuie să lucreze online și trebuie să-mi trimită lecții. Deci au 11 nivele, 11 examene de trecut, pentru că după un curs de două zile nu se poate tatua fața cuiva. Ele trebuie să-și antreneze mâna, este o abilitate care se perfecționează prin repetiție. Și atât de mult trebuie să practice pe piele artificială până când nu vor mai greși pe piele normală, până când nu au riscul ăsta de a greși grav. Și cât e cel mai, adică în care a fost cel mai îndelungat timp pe care cineva, o elevă de-a ta, și-a petrecut-o pe piele? Au 6 luni. Normal, o persoană care începe de la zero și practică o oră în fiecare zi, în 2 luni de zile reușește să lucreze decent. Nici rău, dar nici excelent. Decent. Lucru natural, subtil, elegant. De aici pleci înapoi în Spania? De aici plec înapoi în Spania, după care o să plec în Columbia cu un curs. Am vizitat multe locuri. Ce pot să spun? Timp să cunosc nu am. Pentru că mereu contra cronometru, mereu oboseală, mereu. Dar încerc să nu las să se vadă efortul care e în spatele lucrului meu. De aceea pe
cum să zic, mă consider foarte norocoasă în sensul în care fac ce îmi place și chiar dacă este foarte sacrificat, pentru că nu am viață socială, n-am zile libere, lucrez sâmbetele și duminicile, am emigrat de 6 ani în Spania, pot să număr pe degete câte zile libere am avut, doar așa se poate, doar prin sacrificiu muncă multă, altfel nu există. Prin sacrificiu ți-ai învățat și copiii să lucreze, practic. Spuneai că băiatul tău tatuează buze, buze. Fata este o altă tipologie, altă personalitate, încă este la școală. Pot să zic că i-a costat destul de mult adaptarea într-o altă cultură, cu o altă limbă, alți prieteni, pentru că ei s-au dus destul de mărișori în Spania, am emigrat când erau mărișori. Băiatul a terminat liceul, cum s-ar veni liceul, l-am întrebat ce vrei să faci. Zic, te susțin orice, în orice domeniu vrei tu. Dacă vrei să mergi la facultate, vrei să lucrezi, orice vrei, tu doar să te implici, nu pot să îmi imaginez eu atât de activă și atât de muncitoare și copiii mei să paraziteze. Asta nu există în mintea mea, scenariul ăsta. Și atunci el zice, m-a costat foarte mult adaptarea în Spania și să iau bacalaureat într-o limbă care nu era a mea. Zice, am făcut prea mare efort, momentan nu sunt dispus să mai studiez, dar nu exclud că după o perioadă o să mă apuc. Și zice, vreau să fiu în domeniul tău, zice, îmi place domeniul tău, dar nu vreau să fiu în umbra ta. Zice, vreau să-mi creez eu drumul meu. Și am început să investesc în el, în cursuri. A călătorit în Viena, a călătorit în Paris, unde vrea el, cu cine vrea să studieze eu. Pentru educație fac orice sacrificiu. Dacă vor capricii să-și cumpere, să-și facă, să distreze, atunci să muncească, să-și facă bani. Dar pentru educație mereu o să fiu pentru. Cum îți creezi această rețea? Bun, în Spania acolo stai, e normal să ai contactele? Nu e normal. Sau, mă rog, să ți le poți crea pentru că ești acolo, practic. M-am dus în Spania și nu era creat nimic. Atunci, da, clar. Acum 6 ani nici nu prea știau nici de depilare mult, că nu prea sunt foarte îngrijite spanioloicele. Și atunci, efectiv, a trebuit să implementez pe piață această idee de un alt fel de îngrijire a sprâncenelor. Și am început tatuând cliente la domiciliu. Eu cu sora mea, pentru că sora mea este mâna mea dreaptă. Și sora mea vine peste tot, ea mi organizează, ea este șefa mea, îmi organizează agenda, îmi organizează evenimente, negociază contracte, deci ea este în spatele tuturor acțiunilor, activităților mele. Și atunci așa m-a început, nu aveam nici loc unde să stau, dormeam la ea. Eram încărcată cu patul de cosmetică, cu trusa de scule și la doamnele care își permiteau să ne cheme acasă, mergeam împreună și tatuam la domiciliu. Ușor, ușor am început să-mi dezvolt pagina de internet, am început de Instagram, am început să dau cursuri, câte o elevă, câte două, după care din gură în gură am început să mă caute, să mă cunoască, pentru că mă dedic foarte mult, atât pentru cliente cât și pentru eleve. În primul rând ofer serviciu, după care banul vine ca un efect. Deci niciodată n-am căutat câștigul imediat. Am vrut să dau din partea mea maxim posibil. Lumea înțelege. Lumea nu se poate păcăli. Păcălești odată, păcălești de două ori, dar nu e nimeni prost. Și atunci dacă au văzut rezultate, dacă au văzut multe, au reușit. Nu toate reușesc, nu toate elevele mele reușesc. Dar nu reușesc
pentru că nu le dau eu ce au nevoie ca informație, ca material, nu reușesc pentru că probabil nu se regăsesc în domeniul ăsta, nu le place, nu le place contactul cu clienta, nu le place contactul cu sângele, n-au răbdare să explice, nu oricine este făcut pentru treaba asta. Trebuie multă răbdare și implicare. La Iași cum ai ajuns din nou? Păi la Iași, Loredana este organizatoarea mea și este eleva mea. Ea mă urmărește de mulți ani și a venit, a călătorit în Spania să-și facă cursul cu mine. Și nu este unica româncă care vine. Și mă încântă de fiecare dată româncele pentru că lucrând cu toate națiile, am cursuri de 5, de 10 persoane la masa mea, vin din toate părțile. Deja mi-am făcut așa o idee pe țării care sunt cele mai talentate, care sunt cele mai problematice, care sunt cele care vorbesc cel mai mult, care sunt cele mai atente, care sunt cele mai muncitoare, în fine. Iar româncele sunt unele dintre cele care au îndemânare, li se dă mâna, au facilitate în a învăța și în tehnicile astea manuale sunt foarte răbdătoare, foarte bune. Și așa că sunt mereu încântată când am eleve românce. Loredana este una dintre ele, lucrează foarte bine. Sper să crească în domeniul ăsta, o să mă implic pentru că cele care vor să crească, să ajungă la un moment dat ele să dea cursuri, au sprijinul meu, desigur, și sunt mândră să le văd evoluția. Care a fost cea mai mare provocare a ta de până acum? Cea mai mare provocare a mea a fost nu emigrarea, pasul de dinainte, când trebuia să fac rost de bani ca să emigrez. Deci în 2 luni de zile am decis să merg în Cairo, în Egipt, și să lucrez într-un salon de tatuaje unde efectiv m-am simțit sclav. Trebuia să fac pentru contract, ca să-mi plătească contractul, trebuia să lucrez 10 cliente pe zi, care e mult. Să oferi un serviciu de calitate, greu să faci numărul ăsta. Și erau niște condiții de muncă atât de improprii, nu aveam efectiv timp nici să igienizez zona de lucru, se lucrează normal cu ustensile sterile, acolo ne dădeau doar lamă sterilă, pentru că tulul era metalic, tulul respectiv trebuia sterilizat. N-aveam condiții să sterilizez, din banii mei m-am dus și am luat spirit de la farmacie cât de cât să-l igienizez. Lamele erau noi, dar tulul de la o clientă la alta era contaminat. Așa că lucram sub o presiune și clienta din Egipt, stilul arabesc este unul foarte dificil. Atât ca mentalitate, cultură, cât și ca piele sprânceană, greu, foarte greu. Deci pot să zic că primele 2 zile cât am stat acolo din alea 2 luni, deci practic am făcut aproximativ 600 de cliente, primele 2 zile nu mă plângeam. Deci lucram plângând, efectiv. Dar m-am mentalizat, era ce trebuia să fac ca să pot să intru într-o altă etapă din viața mea. Și mi-a servit foarte mult, mi-am îmbunătățit tehnica și timpul de lucru. Deja după Egipt, după Cairo, totul era o joacă de copii pentru mine. Și pentru că mai avem doar 3 minute, aș vrea să, având toată această vastă experiență în spate, să le dai un sfat acestor românce pe care le apreciez atât de mult și care ne urmăresc la momentul acesta, care ar fi sfatul pentru ele și nu știu dacă neapărat dacă vor să facă microblending sau altceva sau vor doar să picteze un tablou în viața asta, care e sfatul tău pentru ele? Sfatul este să nu zică niciodată nu, să-și caute ceea ce le place. Fiecare ne naștem cu abilitate, cu un talent spre ceva.
Și atunci căutați ceea ce vă place să faceți și insistați în asta. Nu lăsați persoane din natură să vă influențeze. Suntem capabile de orice, nu avem nevoie de nimeni ca să reușim în viață. Deci putem orice să facem. Asta e important, să-și urmeze talentul și să urmeze ceea ce le place să facă și chiar dacă au o vârstă să se schimbe, niciodată nu e prea târziu. Și chiar dacă întâmpină, iată, greutăți. Cum ai pățit tu la Cairo, greutăți. Da, puteai da, foarte da. Bine să renunți în acel moment. Da. Adică, practic, acela a fost momentul zero, momentul de cumpănă. Da. Apogeu. Da. Apogeu. Ana, îți mulțumim. Ana Oprea, o găsiți atât pe Instagram cât și pe Facebook și dacă nu i-ați admirat suficient sprâncenele, puteți să o faceți și acolo. Eu trebuie să recunosc că am stat 90% din intervenția asta și m-am uitat la sprâncenele ei, dar n-a fost cu de ochi, să știi că nu e. Nu e. Așa, și pe Facebook tot Ana Oprea. Loredana Brighiu este contactul tău de aici, da, din Iași. Așa că dacă doriți pentru următoarele sosiri ale Anei la Iași, apelați-o pe Loredana sau scrieți-i Anei în privat și sunt sigură că se va găsi un loc. Îți mulțumim tare mult. Mulțumesc eu. Mulțumesc din suflet. Și mult succes și de aici încolo și multă răbdare și putere de muncă. Doamne ajută, mulțumesc. Iar noi, dragi telespectatori, ne revedem după o scurtă pauză de publicitate. Rămâneți alături de noi.